Îmi place foarte mult să gătesc, da. Îmi place să mă înțelegi și pe mine. Îmi place să beau. Omul trăit după filmare. Da, de băut beau, ca orice bărbat, nu-i așa? Da. La toate pe care am făcut, da. Te faci praf? Mă dă, să pare că mă interes și bat familia, vecinii, știi cum sunt, latru de la balcon. Nu, dar beau așa, știi că este chestia aia, habar n-am. Ți se adună lucrurile în cap mai, ți așează mai bine, nu știu. La Marfa și Bani, șoferul în care mă duceam pe mine la filmare, într-o noapte, ne-au cazat la Megidia, într-un hotel, lipit de stadion. Adică pe, de la etajul 1 sau 2, intrai la micul dejun, la restaurantul hotelului care dădea în tribuna principală a stadionului. Intrai prin spate, la Megidia, da? Și intrai prin spate și urcai niște scări așa, din astea, de muzeu, de palat. Bă, și s-a mutat într-o noapte ăsta șoferul. Bă, și-a căzut, așa, cum ați pe jos. Bam! Așa, drept. Adică n-am avut reacție să se proptească în pământ. Țân! A fost o nenorocire, experiența de la Marfa și Bani. A fost odios. Deci l-a oprit un jeep și au sărit cu bâtele pe noi. De exemplu, se poate întâmpla ca într-o secvență în care sunt prinși mai mulți actori, pentru că ritmurile oamenilor sunt diferite, ei performează diferit și se livrează diferit, nu toți odată. Și când se întâmplă că sunt toți odată, pocnește un bec. Sau din asta. Aveam nevoie de iubița aia de Marfa și Bani și am luat-o... Am fost, am căutat, am găsit-o, am luat-o, era ieftină, nu le-a cumpărit. Trebuie să ar fi mai atentă și ar prelua mai cu... N-a fost dată, pom, 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 mort. La ora 11, când aveam nevoie, a ieșit soarele pe cer, a zis Silviu, băi, că trebuie o farfă, o... Daia, cum se cheamă? Daia, e farfă, aia, tot. Pafla în camionul de la unde sunt electricieni. Și deschide aia, era o țândă, beți acolo în camion. Vă beți mințile și vă nenorociți în bătaie cu consoartele și copiii. Au la 11, ne? Și a luat să țină blenda aia imensă, știi? Și nu putea să țină și se bălăgădea așa la grafează. Erau 40 de grade, mare, mașina era nenorocire. Scenograful și-a prins piciorul în stânță, au făcut în baie și-a prins piciorul. Cu gangrenă. Ușor un pic piciorul, atenție să-i ridică. Încet, încet, încet. Și n-am terminat, era târziu. Ce înseamnă chestia asta despre care toată lumea vorbește? Nu știu cum să vrea, din banii noștri am sandwich-uri. E că totul era vraiște. Căca, ce aveți în capul ăla? Eram negru, eram eu cu Silviu operatorul și cu actorii, cu Papatoc, cu Bravo și cu Ioan. Eram terminați. Când pleci acasă deprimat, palincă, mă rog, ce ai pe acolo? Alcool tare, stragi în cap, spui muzică populară, Liviu Vasilică. Vă mulțumesc și vă doresc noapte bună. Am vomitat sânge, am fost internat. Bă, Jumică, e cam la sol. Eu zic să sunăm la salvare. Uite, ai vomitat cu vinișoare.